Bun găsit, dragii mei! Vă spuneam că nu-mi place să aduc în fața voastră doar oameni pe care știți de la televizor, jucând în filme sau cântând, fiind prezenți în topuri, făcând lucruri extraordinare pe care le știți și le știm cu toții și pe care ne-au bucurat. Am întâlnit și oameni speciali în viață care au avut vieți speciale, au trăit povești de viață mai mult sau mai puțin cunoscute și care pot fi inspiraționale. Îl am în fața mea pe un tânăr pe care eu recunosc că l-am văzut cu mult înainte să câștige competiția acerbă de la Survivor. Ai un nume foarte mișto. Edmond Hubert Zanidache. 100% românesc? Zanidache e grecesc. Edmond Hubert, nu știu. Ai origini grecești? Da, din câte știu. Nu știu prea multe despre mine, de ce nu s-o pot... Atât știu că originea ai mei stăteau în Grecia până s-au mutat aici. Tu ai crescut în orfelinat. Asta e o poveste pe care vreau să o atacăm. Este foarte importantă. Dar mi-a plăcut un lucru pe care l-ai spus înainte să dăm rec la întâlnirea noastră de astăzi. Pentru că te-a întrebat Denisa, producătoarea întâlnirii noastre de astăzi, cum te simți dacă ești în zona de confort. Și el a răspuns foarte sincer, am apă, am un scaun pe care să stau, am o cafea, am tot ce-mi trebuie. Ești un om care a fost învățat să se mulțumească cu puțin sau ce te-a făcut să răspunzi atât de sincer și atât de simplu? Și faci lumea prea multe griji. Ai ce-ți trebuie. Toți, vezi, nu, dacă avem... Dacă stau jos e bine, dar pui dacă primești cafea și apă, două feluri de lichide. Când ai învățat că nu trebuie să-ți faci prea multe griji? Când îmi făceam prea multe griji și nu puteam prea multe griji. Bine, și acum îmi fac foarte multe griji. N-am fac griji doar dacă ține de mine să schimb ceva. Dacă nu ține de mine și nici... Asta, mai mult, de fapt, astea sunt figuri. Mai vrei ceva? Mai... E, de fapt, politețea Doamnei să ne mă facă să mă simt foarte, foarte bine. Na, mai vin aici, nu e prima oară și apreciez, de fapt. E, de fapt, politețea dânsei foarte, foarte la superlativ să mă simt eu bine. Dar... Eu acum, cunoscând-o, știu că... Nu e doar politicoasă, se leagă emoțional de oameni cu care poate rezona. Ai simțit vreodată, sau ai simțit vreodată, n-aș vrea să cred că nu ai simțit, dar știi cum e și cât e de bine pentru suflet să simți că oamenii te pot lua exact așa cum ești, cu bune și cu rele, și să te iubească exact așa cum ești. Dacă știu cum este? Da. Nu ai simțit niciodată că poți fi iubit pentru omul care ești, cu bune și cu rele? Am simțit că pot fi apreciat și pot fi uneori înțeles. Iubit, mi se pare prea mult. Care crezi că e diferența de la a fi apreciat până la a fi iubit? Unde se oprește? E un zid? O... Păi, aprecierea e acolo când cineva te felicită. Și cam atât. Vrea o poză, vrea... După dispare, nu-l mai vezi niciodată. Și iubirea e atunci când cineva... Stai așa puțin, sunt sufletul tău, dacă un sprijin, mă, nu, știi, nu te deranjează. Știi, mereu că e cineva, când te uiți în spate, e acel om care te vezi în prima zi ceva și îl mai vezi și a doua zi și te deranjează că e acolo, că nu ești obișnuit, dar de fapt prezența lui acolo nu e deranjantă. Dar mereu te uiți și verifici, bă, e și azi acolo, e și azi acolo. Cam aia e, să știi că zâmbește mereu și că e mereu acolo. Și oricând te uiți, știi, deja peste o perioadă de timp, zici, am un om care mă iubește. Unde? Știu deja unde. Uite-l. Sentimentul ăla de a mă întoarce și a vedea mereu, nu l-am avut. Cam mai niciodată. Adică apare un om, ha-ha, bravo, bamba. Și după când te uiți, m-a dispărut. Pari și sunt convins că ești un om sincer. Știi că sinceritatea, în general, e una din caracteristicile oamenilor care e din ce în ce mai puțin prezentă. Sau e o sinceritate... Nu e o sinceritate sănătoasă, în primul rând pentru ei. E atât de simplu să faci ceva complicat și foarte complicat să faci ceva simplu. Spune, am mai deștepți decât mine sau decât noi până la urmă și îmi dau seama că oamenii mai de mult știau mult mai bine decât noi că se va ajunge la nivelul ăsta de a trăi în care oamenii nu o să mai fie sinceri. Și atunci dispare încrederea și dispare și iubirea. Nu mai ai încredere că poți fi iubit, nu mai ai încredere că poți iubi. Unde te situezi tu ca om în societatea de azi? Unde simți tu că ești? Vis-a-vis de încredere și vis-a-vis de iubire până la urmă. Și nu, sunt dramatic. Eu sunt foarte obișnuit cu senzația de a nu iubi și a nu fi iubit. Cine ți-a nu inoculat? Cine te-a făcut să fii un zid
sau să simți aceste lucruri? Ce te-a făcut? Păi cât, cred că toți când suntem mici, suntem ca un copac. Cel mic pe care îl plantezi crește în timp, ca, la fel cum creștem și noi copii. Îți mai crezi brațe, îți mai crezi mâini, îți apare un coș, crești frumos pubertate, ajungi la 15 ani și înflorești tu ca om atitudine, înveți de la cei din jurul tău cum să te comporți, cum să alții se fac dansatori uneori. Și crești așa ca un copăcel, îți crezi ramurile, floricelele și așa creșteam și eu la 14 ani. Nu? Și la fiecare ramurică, bam, se tăia, bam, se tăia și m-am fost tăiat în cioturi. Și am crescut doar trept. Hai că vorbim despre tăiatul cioturilor, că și pomulețul ăla, el crește și lăsat în voia sorții. Crește, știm asta, da? Îl lași acolo, ludă ploile, dar totuși, dacă îl îngrijești, dacă îl uzi, dacă, nu știu, sunt chiar oameni care vorbesc cu plantele lor din balcoane, din... are nevoie de iubire. Hai să pornim cu începutul, să înțeleagă cei care poate nu înțeleg, poate te văd prima dată aici. Tu ai crescut în orfelinat. Cum ai ajuns acolo, în primul rând? Sau nici asta nu știu. Te-ai trezit la un moment dat că tu ești un băiat într-un orfelinat. Nu m-am trezit că sunt adoptat dintr-un orfelinat, neștiind ce înseamnă părinți. Adică eu când eram mic de aia nu a fost mare dramă pentru mine. Adică lumea se uită la mine și poate zice, mamă, săracul, ce-o fi în sufletul lui. În sufletul meu mai mult e așa, doar chestia că nu am știut ce alții știau sau nu eram conștient de viață, de familie, de părinți. La mine nu s-a dezvoltat treaba asta cu părinții. Cum crezi? Cum poate să... Cum crește un copil într-un orfelinat? Sau te întreb altfel. Ai amintiri frumoase despre orfelinat, despre perioada de atunci? Există lucruri care te-au marcat și care ți-au rămas? Să zici, uite, eu în orfelinat am învățat asta. Sau ai pe retina sufletului tău lucruri la care nu te-ai mai întoarce niciodată? Nu există că nu m-aș întoarce, că nu... Nu mai e ceva să zic, vai, n-aș mai trece niciodată până asta. Doar că nu era, nu înțelegeam nimic, nu. Era mai mult, era ca un câine într-o cușcă, care n-a văzut ce înseamnă viață, ce înseamnă să mănânce, să bea, să alerge. De ce spui că erai ca un câine într-o cușcă? Nu simțeai că nu ai libertăți sau nu le aveai pur și simplu? Nu le aveam, nu. Ce aveai voie să faci, ce n-aveai voie să faci? Mi-e târși așa să vorbesc de orfelinat. Să nu-ți fie târși. Prea dramatic, oamenii o iau dramatic. Dar noi știm că în orfelinate oamenii doar, nu trăiesc extraordinar. Doar informativ. Eu gândesc că la 7 ani stăteau oamenii să-mi explice ce înseamnă mamă, tată, femeie, bărbat. Adică eu nu știam nici dacă sunt băiat sau fată. La modul ăsta eram privat de absolut orice informație. Eram privat de... Eu nu evoluam. Eu eram ca un animal. Conștientizai că... Nu conștientizam nimic, absolut nimic. Când ai început să conștientizezi că de fapt tu nu evoluezi și că nu poți evolua? 7-8 ani. La 7-8 ani e o vârstă la care alții nu conștientizează lucrul ăsta. Te-a făcut mediul de acolo, din orfelinat, să vibrezi, să gândești mai profund, să stai să vezi ce-i cu tine mai atent de timpuriu? Nu. Nu m-a făcut, eram pur și simplu împăcat cu ce se întâmplă, până când am văzut că mai mult de atât. Exista ceva ce te făcea fericit sau bucuros, să zici, uite, asta e colțul meu de fericire, fugeam înspre chestia aia. Îmi plăcea când la școală, la grădință, la școală, când îi făceam pe toți copiii să râdă, atunci eram cel mai fericit. Cu ce îi făceai să râdă? Că tu pari un om vesel, ești un om vesel. Sunt un om vesel, la cămin când eram eu, să-i seama. Sub picioarele celor mai mari decât noi, că ne băteau, sub înjurături și sub alea, făceam și eu glumele care se prea mie amuzante. Și atunci când ești înjurat și bătut, glumele amuzante nu sunt la care poate râdă oamenii normali. Na, șobolani, pușcării, rahat, făceai glume cu tente de-astea mai murdare, mai umor de-asta mai negru. Făceam și glume drăguțe, tot felul. Condimentam tot și vedeam pe oamenii la ce râd și n-ai emoții. Dar știi că tu ești un om contrast, nu? Nu. Tu nu doar că pari cu minte. Tu ești un om cu minte, că se vede lucrul ăsta. Orice îi spune, se vede că tu ești un om cu minte. Imaginea pe care o ai, hai să vorbim de tatuaje până la urmă. În general, eu poate o idee preconcepută că ăștia care sunt tatuați sunt șmecheri sau sunt rebeli sau sunt... La tine e un contrast. Dacă te uiți la tatuaj, ai zice, mamă, ce băiat dur e. Din contră. Ce se ascunde în spatele imaginii de dur pe care o lasă tatuajele?
Ce se ascunde? Da. Eu știu ce se ascunde. Le-ai făcut de frumusețe? Nu, le-am făcut mai mult de revolt, așa. Cu timpul mi-am dat seama de când m-am tatuat, e un răspuns pe care oamenii... Nu toată lumea poate să-și răspundă. De ce se tatuează unii oameni atât de mult? Tu știi că eu am decât un singur tatuaj și toată lumea mă întreabă, dar de ce, ce reprezintă tatuajul ăsta? La mine răspunsul e sincer, tatuajul meu reprezintă risipă de cerneală. Nu înseamnă ceva anume. I-am simțit nevoia, parcă umple un gol, nu pot să-l definesc. E la fel și în cazul tău? Nu. La mine a fost dorința de a ieși din tipare și dorința de a mă revolta față de oamenii care tot mă țineau în, să folosesc o figură de stil, în lesă. La cămin acolo tot îmi ziceau, n-ai voie să faci aia, n-ai voie aia. Mă închideau, mă puneau grilaj la geam, nu ne lăsau afară, nu-mi dădeau bani să mănânc. Nu era un tratament aplicat doar ție, era pentru toată lumea. Asta e, că eu am fost cel mai ghinionist. Erau mai mulți oameni care aveau grijă de copii și fiecare copil când intra în cămin era repartizat unui psihopedagog. Și eu am fost mereu repartizat fix la ăla, care era cel mai comunist, cel mai închis la cap, cel mai nemernic, să zic așa. Da, cel mai nemernic. Ai fost un copil care a spus lucrurile pe nume? Adică vreau aia, îmi place aia, nu vreau aia, nu vreau aia. Ai simțit că ești revoltat sau erai revoltat doar în sufletul tău și așa au apărut tatuajele, că nu puteai să-ți exprimi revolta fizic, am verbal? Am început să mă revolt mai târziu, pe la 11-12 ani, așa. Tot copil. Atunci am tăcut, am făcut, cum mi s-a zis. Tot copil, la 11-12 ani. Păi, de la 11 ani, într-un oferinat, până la 25 de ani, cât ai acum, e o poveste, n-aș zice frumoasă de viață, dar din care ai învățat niște lucruri. Care crezi că e cel mai important lucru pe care l-ai învățat până la vârsta de 25 de ani, cu toată experiența ta de viață? Am învățat să respect, de 10 ori mai mult, când trebuie să respect pe cineva. Am învățat să nu mai permit și să-mi arăt și cealaltă față, pe care am cu timpul am, să zic așa, eu am învățat să fiu dur. Eu n-am fost dur mereu. Eu a trebuit să-mi creez și personajul ăsta pe care l-am creat și este un proiect foarte frumos și foarte puternic, care nu mai este doar o creație, sunt eu. E un personaj foarte interesant care nu, pur și simplu nu mai lasă pe nimeni în jurul lui. Când cineva mă ia de fraier, pot să mă întorc la 180-360 de grade. Nu că m-aș reveni. 180 de grade. Asta am învățat. Am învățat să rezist, am învățat să îndur. Am învățat să fiu blând cu cei care trebuie să fiu blând și să fiu aspru, foarte aspru cu oamenii care nu merită mie respect. Mie mi se pare că ai învățat să fii sincer. Da. Lipsa de sinceritate nu te ajută să spui lucrurile pe nume așa cum spui tu acum. Deși te-aș suspecta de normalitate, să zic că ești un om normal, totuși nu ești un om normal. În primul rând pentru că ai crescut cum ai crescut și pentru că ai fost privat ca și copil de bucuria iubirii. E foarte important. E foarte important pentru un copil, crede-mă, să simtă dragostea părinților. Cred că este cumplit, groaznic, oribil, ceva de nedescris în cuvinte, să crești și să nu ai parte de sentimentul ăsta și totuși viața să te călească și să te aducă la un nivel așa cum ești tu acum. O să se întrebe ăia care se uită sau cei care se uită acum, dar care-i nivelul lui? Despre ce nivel vorbiți acolo? Că am senzația că vorbesc cu un om pe care eu îl văd cumpătat și îl văd cumpătat într-un contrast cu toate nevoile alea pe care le-a avut, cu toate loviturile de la soartă pe care le-a avut, cu mediul ăla în care putea să ajungă golan, vagabond. Te întreb, fumezi? Nu. Nu fumezi. Bei? Niciuna dintre următoare. Te-ai drogat vreodată? Asta, da. Nu mai faci lucrul ăsta? Am încercat, dar aici e alt subiect despre curiozități și despre... Am înțeles, ok, dar nu ai parte de viciile astea? Nu. Și acum, tu ai ajuns... Nu un personaj, o persoană publică, o persoană cunoscută. Ai alergat tu după
celebritate sau te-a găsit celebritatea încercând să faci ceva cu viața ta? Da, asta, da. Am vrut să fac ceva cu viața mea și ce presupunea, ce era la îndemână? Era TikTok-ul. Am început cu șef la cuțite, mai urăcăiam de foame pe acolo în cămin. Dar nu pot să zic că am dat de fiecare dată. N-am fost un exemplu bun de fiecare dată. Am fost... Ce te face să crezi că n-ai fost un exemplu bun? Care au fost... Zi-mi un lucru, uite, eu am făcut lucrul ăsta și din cauza asta eu nu puteam fi un exemplu bun. A, nu, mă refer că n-am fost un exemplu bun, că nu sunt mândru nici eu. Uneori și eu când m-aș vedea pe mine, parcă și eu m-aș lua la palme. Și eu aș zice, ce-i cu șobolanul ăsta? Adică sunt mulți oameni care se uită la mine asta, așa, și nu stau să... Adică și eu m-aș putea pune în locul lor să cred despre mine că sunt un șobolan. Deci că nu... N-am fost mereu mândru de mine. De multe ori am crezut că nu mai am speranțe. M-am prostit de multe ori, m-am măscărit de multe ori. Fără să fiu mândru de mine. Gen, lăsând lumea să râdă și cu mine și de mine. De-aia nu pot să spun că sunt un exemplu bun în totalitate nici pentru mine. Că eu vreau să fiu într-un fel. Numai că de foame și de trist ce eram... Mă aruncam așa, în ochii lumii și mă prosteam în cămin pe acolo, ce făceam. Spărgeam chestii, țipam, înjuram. În subconștientul meu eram așa, mă mustram singur, dar am zis, cine-s eu să fiu atât de mândru de mine să zic că nu apar așa în fața oamenilor? Sunt un șobolan. Ai ajuns vreodată la poliție din cauza... Niciodată, nu. Deci de ce vorbim? Despre niște copilării. Ai făcut niște copilării. Pe da, dar eu nu-mi permiteam niciodată să fiu atât de copil, atât de prost, atât de... să mă măscăresc în stilul ăla. Adică eu, indiferent de vârstă și indiferent de lipsurile mele, mereu m-am mustrat pe mine. Nu trebuie să ajung la poliție. Trebuie să fiu mândru eu cu mine. Eu cred că tatuajele tale reprezintă o revoltă interioară, conștientă a ta, a omului, care probabil ți-ar fi plăcut să fii, dar n-ai reușit. Dar tu, de fapt, ești un om la 25 de ani cu suflet de copil. În căutare, cred că mai mult să-i facă pe alții bucuroși și fericiți decât pe tine. Eu mă știu. Și vrând să faci lucrul ăsta, te-ai lovit de tot felul de oameni. Și l-o să te bucuri să primești înapoi dragoste, iubire, respect, acele lucruri de care mi-ai spus că le-ai învățat, tu te-ai lovit exact de invers. Ai fost un bun folositor pentru alții. Nici nu știu. Că și eu nu pot să zic nici da, nici nu. Că dacă privezi în 100 de perspective și eu m-am folosit de alții și alții de mine, nu pot să mă plâng pentru că și alții se pot plânge de mine. Nu sunt... Păi știi că în viață nu poți să dai sau nu poți să iei fără să dai. E o chestie. Am învățat să fac schimbul ăsta. Dacă unii se folosesc de mine, să am și eu interesul meu la rândul meu. Deci nu mă pot plânge de absolut nimic, pentru că atâta din cât și eu sunt vinovat de lucrurile pe care îi găsesc pe alții vinovați, eu nu mai pot să arăt cu degetul pe nimeni. Deci s-au întâmplat și bune și rele, am învățat să fac tot în favoarea mea, să întorc tot în favoarea mea. Care crezi că e cel mai minunat lucru care ți se întâmplă acum, în momentul ăsta, în viața ta? În momentul ăsta? Cel mai minunat lucru? Cam unde să dorm, asta mi se pare cel mai minunat lucru. Că n-am grijă, că n-am ce mânca mâine. Ce înseamnă că ai unde să dormi? Ai un loc pe care îl numești casa ta și este a ta? Mi-am cumpărat casa mea. Când am simțit eu personal lucrul ăsta, m-am simțit... Nu știu de ce am avut. Până la urmă e o bucurie materială, știi? Dar am avut senzația personală a mea, ca să spun că te înțeleg, că l-am prins pe Dumnezeu de toate mâinile și de toate picioarele. Când, în sfârșit, după... an de muncă și așa mai departe, strădanii și din partea mea, că nu a venit nimeni să zică ia de aici. Pentru tot ce am, mult sau puțin, a trebuit să muncesc. Și când s-a întâmplat să vină ziua aia, să zic că mă duc acasă și casa mea să însemne un bun al tău pe care l-ai luat, am simțit că e o fericire extraordinară. Iar pe tine, care ai fost privat de atât de multe lipsuri, eu cred că la tine bucuria asta este... Nu mai e, nu e nici bucurie. E plăcerea de a mă trezi, de a vedea casa luminată, să dau perdeaua la o parte. Nu e o bucurie. La mine nu se mai manifestă nici bucuria. Dacă nici trist și nici nervi și nici dramele nu le mai văd așa cum le văd alții, nici bucuria nu mai este pe măsură,
Și cel mai minunat lucru mi se pare că atunci când vrei în ziua de azi să evoluezi, să ajungi, nu știu, cunoscut, să faci vreo piesă, să cumperi vreo casă, mai ales în locul în care vin eu, trebuie să dai ceva la schimb, trebuie să te supui unor oameni, trebuie să fii legat de niște contracte, nu prea mai ești liber tu ca om, adică plătești un preț. În momentul ăsta ești liber? Și în momentul ăsta sunt liber, fix mâine se intră în... se aplică... Eu cred că dacă filmam înregistrarea asta, nu mâine, când se termină contactul, poimine, eu cred că tu aveai o stare cu 20% mai relaxată. Nu spun că nu ești relaxat acum. Nu, că n-are nicio treabă și uit de faptul că am semnat actul adițional de la încetarea contractului cu Alex Velea, care mi-e foarte bun prieten, care m-a ajutat să evoluez. L-am ajutat și eu pe el, dacă l-am ajutat, că sigur l-am ajutat și am avut și eu contribuția mea în studioul lui. Și ne-am despărțit în condiții foarte bune, rămânem prieteni, putem să mai colaborăm și foarte important este că am 25 de ani, sunt la el de când încep să produc bani și de când sunt pe internet de un an și ceva, am casa mea, am mașina mea, nu mai sunt legat de nimic, am plătit prețul pentru treburile astea, preț pe care alții îl plătesc 10 ori mai crunt și pleacă din studiouri, pleacă din contracte plângând cu avocați, cu certuri mari pe internet, prețurile sunt uriașe pentru ce am realizat eu. Și asta e cel mai minunat lucru în momentul ăsta, că am să mănânc, să dorm, sunt foarte bine, în doar un an și ceva de internet și am plătit prețul, gen, s-a terminat, nu mai... Realizezi că este necesar să alimentezi tot timpul chestia asta care te ajută să trăiești cu ceva, pentru că de unde ieși și nu mai pui, la un moment dat se termină. Da. Adică în momentul în care tu conștientizezi că tot timpul trebuie să faci ceva, e bine. Crezi că ruptura asta, sau nu ruptura asta, încetarea unei colaborări, așa cum ai spus cu Alex Velea, care te-a promovat de la început, crezi că duce către o prăpastie sau duce către orizonturi noi pentru tine în care te descurci și singur? Orice se întâmplă cu mine nu este lucru... Ce se va întâmpla cu mine? Absolut, tu simți orice, că depinzi de ceva, asta te întreb. Nu este determinat de nimic. Eu nu depind de nimica, pentru că eu sunt singuratic și dacă e mâine să pierd ceva, nu e că am rupt legătura sau că n-am făcut eu ceva. Eu m-am lăsat oricum pe mâinile destinului de când am început treaba. Am zis ce-o fi, o fi, chiar... Adică și dacă se întâmplă să fiu sărac toată viața, asta e. Adică pentru mine nu va fi mare dramă dacă de mâine nu mă mai știe lumea, să zic, dar n-are cum să... Vorbești ca un om care le-a văzut pe toate în viață. Nu le-ai văzut pe toate în viață, dar totuși vorbești, toate, dar... vorbești ca și cum le-ai fi văzut pe toate în viață și ești împăcat cu un destin, poate nici la început destinul nimic. Tău. Nu există să mă miște nimic și dacă e să se întâmple mult mai bine de atât, perfect. Adică nu o să mă bucur și nici nu o să plâng, indiferent de ce urmează. Are destinul ăsta de care vorbești vreo legătură cu Dumnezeu? Dumnezeu este undeva în povestea asta pentru tine? L-ai simțit vreodată? Ai zis vreodată, Doamne, am nevoie de asta? Nu. Nu i-ai cerut? N-ai vorbit cu el niciodată? Ei, nu știu la ce fel de discuție am mai vorbit tot aici despre Dumnezeu. Nu cu mine. Discuția cu Dumnezeu, cred că e mai mult, în loc de discuție la mine, doar un sentiment. Cred că e ceva pe care nici nu-l gândesc. Cred că Dumnezeu, dacă Dumnezeu... E un refugiu pentru tine, Dumnezeu? Nu. Păi nu am, eu nu... făcut să am discuții cu Dumnezeu sau să vorbesc despre Dumnezeu cum vorbește toată lumea. La mine, dacă ar fi acest Dumnezeu de care tot vorbește lumea, cred că ar fi doar sentimentul meu de a rămâne autentic, de a mă exprima exact așa cum simt, și cu rele și cu bune. Dumnezeu sunt eu, nu? Că-s creația, dacă ar fi să fie Dumnezeu și Biblia. Crea după chipul și asemănarea lui. Figurile de stil înseamnă că eu sunt Dumnezeu. Ce simt eu și cum mă dezvolt eu și cum sunt eu în această mare de pământ și apă, eu sunt Dumnezeu. Eu sunt creația lui și mă exteriorizez exact așa cum a lăsat el pe mine. Zi-mi un lucru. Ce crezi tu, care crezi tu că e părerea lumii despre tine? Părerea lumii? Nu că ar conta. Nu e doar o întrebare. Părerea lumii. Cum crezi că te vede lumea? Lumea e împărțită.
Dacă nu în două categorii, în vreo 4, 5, 6, 7, 100. În mare parte, cred sau, că... Sau, mai corect pusă întrebarea, te vede lumea așa cum ești? Crezi că... Lumea mă vede așa cum este proiecția ea. Ta către ei. Lumea mă vede exact așa cum e ea, nu cum sunt eu. În ziua de azi, lumea te înțelege sau nu, în funcție de ceea ce simte. Dacă ei simt ce simt eu, este pentru că poate au avut oarecum un trecut aproape asemănător cu al meu. Dacă nu mă înțeleg, înseamnă că ei sunt fix pe alt film, n-au cum să mă înțeleagă. Oricum, cine este gata să te judece, nu este gata să te înțeleagă. Mă aștept la înțelegerea oamenilor, dar n-am pretenția să mă înțeleagă toată lumea și părerea oamenilor despre mine. Și dacă este corectă și dacă este greșită, din perspectiva mea este corectă sau greșită. Sunt atâtea perspective încât nici nu pot să zic care e greșit, care e corect. Am impresia că eu sunt super mișto și super capabil, cum poate are și ăla care mă judecă impresia că el e super capabil. Ai un soi de toleranță, de acceptanță. Asta e o chestie matură la tine. E foarte bine să gândești așa. Stau și mă gândesc dacă te-ar fi deranjat vreodată ca oamenii să gândească urât despre tine. Ai fi reacționat sau... Am momente. La mine toate reacțiile sunt mai întâi gândite. Adică dacă îmi zice cineva ceva urât, pot să trec peste, la fel cum pot alege și să reacționez. Ești impulsiv? Ești... Pot fi. Depinde despre ce vorbim. Dacă ne rezumăm la mai mult de atât, mai mult decât reacții agresive, mai mult decât șmecherii și înjurături. Uite, chiar m-am abținut să nu folosesc înjurături aici. Dar poți să înjuri, nu eu. Dacă face parte din felul tău de a fi... te iau exact așa cum ești. Dacă ne rezumăm la mai mult de atât, atunci nu reacționez. Dacă suntem pe Maidan și scuipăm semințe, pot să fiu și ăla și... Despre viața aia povestește, despre Maidan, despre scuipatul de semințe, că nu suntem la Academie aici. Ce să povestesc, uite? Cum e viața în Maidan? Cum e scuipatul semințelor? Despre copilăria aia, cum... Deci, astfel de lucruri vreau să le știu. Eu eram cocoșul grupului. Mereu peste. Ce făcea cocoșul grupului? Cocoșul grupului e cel mai... Trebuie să aibă neapărat cuvintele la el. Că de-aia e cocoș. Și să aibă convingerea. Chiar dacă eram cel mai mic, eu eram cel mai convingător din gașca mea. Chiar dacă alții erau mai puternici, mai bătăuși. Mic și-al dracu. Mai mari. Eu eram cocoșul. De ce? Că eu dacă zic că te oprești, te oprești acum. De ce? Că numai cocoșul știe ce-ți face. Și îi convingeam pe toți. Nu prea mi-am luat bătăie la viața mea decât super târziu, când am făcut eu niște greșeli de... Când și-a găsit cocoșului. Nu, că mi-a luat bătaie de la mulți odată, nu de la unul. Aole, da, s-a strâns în pahar. Da. Mamă, zici seama, dacă mă văd aia care m-au bătut acum, unii mă respectă, unii m-ar bate din nou, unii poate, unora le poate le pare rău. Te poți întâlni și cu situația penibilă, aș zice, în care să zică, te rog frumos să-mi ierți că te-am bătut. L-ai iertat? Da, eu am iertat de când m-au bătut. Pentru că am greșit. Și când am greșit, am zis, după ce m-au bătut, i-am sunat. Hai să mai stau cu voi, că nu pot să mă duc acasă așa cu capul înflat. Tu știi că asumarea greșelilor, asta nu e apanaj oricărui om. Și asta e una dintre problemele de caracter cele mai des întâlnite. N-a fost vina mea. Nu sunt eu de vină. Mă, da, a fost vina mea, mi-am căutat-o. Îmi plăceau mult femeile și m-am dat la femei alte. Și m-au prins. Bine, eram mic, eram virgin. Sărea cocoșul mine. La ce, despre ce vârstă vorbim aici? Pe la 16 ani, 17 ani, așa. Da. Și el câți ani putea să aibă? Ei erau mai mulți, erau de ăștia. Unul avea 23, unul 20, unul 18, unul 17, dar erau mai mulți. Și am venit pe mine. Un picior în cap, un pumn în cap, altul cu piciorul, altul cu piciorul, altul avea briceagul. Și atunci mi-am dat seama că bătaia nu dore. Atunci mi-am dat seama că ce șmecher aș fi fost ca sportiv, luptător, dacă eram într-o familie și mă dădeau de mic la lupte. Aș fi fost bun, că am mai fost într-o bătaie de MMA și mi-am luat foarte mulți, foarte mulți pumni în cap bătaie pe YouTube și în momentul în care îmi dădea pumni în cap, am zis, este a patra confirmare
că eu puteam să fiu un bătăuș foarte bun, un luptător extraordinar, sportiv. Nu bătei de stradă, nu m-am bătut niciodată pe stradă. Simți că te felul tău de a fi, simți că s-a potrivit acolo la Survivor? Tu ai câștigat Survivor România, un show de televiziune foarte important în țara asta, în 2021, nu? Da. Eu când te-am văzut acolo, nu știam mare lucru. Bine, nici nu m-am uit, nu sunt devorator de TV. Mm-hmm. Nu mă uit la TV, dar vezi lucruri. Așa mic. Bă, dar erau matahalele alea pe acolo. Deci mie mi s-a părut un lucru extraordinar. Că tu, ăsta micu și arță cocoșul, a reușit prin ambiție, prin, nu știu, strategie, prin ce ai avut tu la tine acolo, să convingi. Că nu cred că a fost un exercițiu de imagine. Doar pentru acest show, ca tu să câștigi. Te întreb cum a fost prima zi când ai venit de la Survivor, câștigător. Foarte. Nu momentul ăla. Momentul ăla în care... Prima în zi. Care... Super. Nașpa. Acolo mă simțeam bine, trăiam pe bune, mergeam la jocuri, ne băteam pentru mâncare. Toată viața avea atât sens. Fiecare pas era pentru mâncare sau pentru foame. Dacă pierdeam, trebuia să ne certăm, să găsim vinovatul. Mie îmi plăcea să controlez discuțiile din consiliu. Îmi plăcea să-i fac de cap pe oamenii mai mari decât mine. Îmi plăcea să-i văd cum mă urmează cei mai mari decât mine. Totul avea atât sens, atâta zeamă. Și am ajuns aici înapoi, unde lumea stă pe story și își promovează firmele. Și aici am zis... Acolo mi-am dat seama că nu o să... Că societatea asta nu e pentru mine. Și în continuare, sunt 2 ani de zile în care... Eu trebuie să îmi dau un sens singur, dar cu foarte multă benzină, să accelerez la maxim ca să simt și eu puțin adrenalină, să mă distrez. Mai am momente de-astea în care îmi fac o activitate și, să zic așa, nu mai conștientizez momentul, timpul și gen, și mă văd pe mine din exterior și zic, eu te mă distrez. Dar durează foarte puțin, adică foarte rar mi se întâmplă să mă mai pierd cu firea, să zic, vai ce timp am avut, adică de fapt nu mi se întâmplă încă foarte rar. Și mă gândesc mereu la momentele alea din junglă, cum n-aveam nimic și totul avea sens, doar că ne învârteam, că era regula aia cu următorul pleacă afară, următorul iese afară în competiție. A fost un moment în care ai simțit că poate ești următorul care pleacă afară și aveai vreun... Atât control aveam pe toți de acolo. Eu încerc să aflu dacă ești un om care se teme pentru următorul lucru care îi se poate întâmpla în viață. Pun mereu planul B, planul C... Mă gândesc la ele dinainte, numai că sunt foarte conștient de capacitatea celor din jurul meu și știu dinainte ce vor să facă și indiferent de ce vor să fac, eu am deja planul B. Tu ce crezi? Îți vine la îndemână să te cunoști pe tine extraordinar de bine sau, pe ești, mine foarte, sau ești foarte atent la aia din jur și la cei din jur și cunoști mai, încerci să... Da. Ești un bun psiholog? Atent. Da. Ți-ai creat așa un scut, băi, de asta stau deoparte că... Nu stau deoparte față tu de... Tu cauți să... Ești genul de om care caută să evite... Nu. Eu trebuie să-i... Să-i tamponez pe toți, să le iau pulsul. Nu trebuie să stau deoparte de nimeni. Păi dacă stau departe, s-ar putea să mă surprindă cel de care am stat deoparte cu o vorbă, cu atitudinea lui. De ce? Că n-am stat lângă el, să-l adulme. Trebuie să-l iau pulsul, mereu, indiferent de situație. Ai simțit vreodată că unii chiar își doresc lucrul ăsta? Mai ales foarte acum, mulți. Că ai poziția pe care o ai, mă rog, ai... Foarte mulți vin ei la mine. Și e perfect pentru mine. Că dacă nu vreau să iau pulsul cuiva, îl țin la distanță, dacă nu, îl las să vină. Și e mult mai ușor acum. Lumea mă respectă, lumea uită uneori să îmi dea calde mai subtil. Lumea uită și lumea e atât de evidentă în dorința de a sta cu mine, de a afla cum am făcut eu anumite chestii, de a... Lumea e foarte fascinată de oameni cunoscuți. Crezi că povestea ta și tu crezi că poți influența? Asta nu. La nivel mai mare, nu la nivel de stai cu mine, cu Denisa, cu prieteni, cu... Eu nu mai cred în chestiile astea cu motivaționale, cu viața grea, să-i motivez pe alții. Lumea e prea pierdută. Mă refer doar la generația mea, nu mă refer la generația mare. Mă refer la generația mea, de la generația mea în jos. Mai sunt oameni care se uită la mine cu admirație, cu
bă, vreau să fiu ca asta, bă, ce tare o să, dar foarte puțin e aia. Vreau să te întreb eu ceva. Ai simțit vreodată și, sau doare să simți sentimentul de milă? Nu tu pentru alții, alții pentru tine. Păi e foarte ușor de strivit sentimentul de milă. Când oamenilor le-i milă de mine, le arăt de ce sunt în stare să nu, mai fie, să nu le mai fie milă de mine. Adică de multe ori îmi zic povestea și unii care nu mă cunosc zic săracul. Eu n-am sentimentul de milă. Pentru că și mila asta, îmi e milă că a crescut fără părinți. Da, compătimești. E o compătimire, o empatie. Milă deja e mult. Milă e ca și cum ai vedea un om neputincios. Exact. La tine și în situațiile de genul tău e extraordinar. Că și trebuie înlocuit această milă sau trebuie găsit alt cuvânt. Păi, dar ai crescut într-un mediu în care n-ai avut acces la viață până la urmă, că despre asta e vorba. Și totuși ai reușit să faci ceva cu tine, mie asta mi se pare... Te inspiră. De admirat și... Da, de inspirat. Inspirațional pentru ceilalți. No. Adică tu, la un moment dat în viața ta, la 25 de ani, încă probabil că n-ai început să trăiești. Probabil că acum începi. Chiar, cum te vezi evoluând? Zici că de mâine închizi un capitol sau, mă rog, se termină un lucru, o colaborare și așa mai departe. Sunt convins că tu te vezi evoluând într-un fel sau altul. Cum anume? Nu o să stai pe loc și nu o să aștepți să vină viața să-ți dea ceva. O să încerc să continui cu ce am oarecum făcut până acum. Numai că am făcut-o într-o direcție super greșită și super... Ce a fost greșit la ce ai făcut? Ce crezi tu că am a fost muzica greșit? Muzica pe care am făcut-o nu mi-aducea niciun plus pe sufletul meu, nu mi-aducea oameni pe sufletul meu. Ai colaborat și ai cântat trapanele, care nu ți-au plăcut? Trapanele, care sunt bune trapanelele, în cazul în care nu te știe nimeni, e bun plusul ăla de imagine, pe care când îl capeți, e bine să faci ceva super, ceva pe stilul tău, să nu... Pe stradă tu când ești acum, din 10 oameni, te știu 2 sau 10 sau 5 sau aia care te știu. Ce crezi că vor spune? Uite-l pe Zani Dache de la, pe Zani de la Survivor sau pe Zani ăla care cântă? Dar oamenii zic Zani de la Survivor. De ce? Pentru că ce am făcut cu muzica nu este de aplaudat, nu este ceva... Mai ales când oamenii m-au văzut în competiții atât de grele și atât de inspiraționale, motivaționale, cum vrei să le zici, când mă văd după pe altă parte pe trapanele, nu prea le place. Tu nu regreți această colaborare. Ce colaborare? Lucrul ăsta, cântatul, muzica. Ba, le-am regretat. Le-am regretat. Mereu adică când... nu că nu le regreți, nu-ți pare rău că... Mereu când le făceam, ba da, cu muzica, ba da. Mereu când le făceam, de dragul lui Velea și de faptul că știam că muncește și își dorește așa mult să facem trapanele alea, de dragul lui să nu îl dezamăgesc pe el, ziceam că da. Zâmbeam. Cred că și el le-a făcut cu gând bun, adică... Ce gând bun să faci trapanele? Trapanele sunt... nu ca gen muzical. Adică nu cred că a avut o intenție. Eu nu știu despre ce vorbea exact. Presupun acum din discuție că având un proiect cu el, mă gândesc că totuși nu a vrut să facă un lucru nasol pentru tine, să te ducă într-o zonă de imagine aiurea sau... Dar nu asta, nu. El a făcut trapanelele cu cine le-a făcut ca să combine stilul de manele cu stilul trap. Adică să nu se ducă din prima spre manele, pentru că... Să nu fie saltul uriaș și riscant. Cum? Să nu fie saltul prea mare și riscant. Da, să zic, mai un pretext. Bă, nu-s doar manele, bă, nu știu ce, pentru că na, el venind din stilul ăla comercial și de radio, mai speră la radio, nu poți să te duci din prima spre manele, dar până la urmă și-a asumat pasul ăsta. Mai e greu, de ce? Ți-e și frică că lumea, ba, ne place, ba, nu ne place, nici nu știi. Când a văzut că merge și a bubuit atunci... M-a luat și pe mine să facem și cu să ne combine, dar toată mișcarea asta cu trapanele n-a fost făcut ca să facă rău sau bine cuiva, că nu-i vorba despre asta. A fost făcut ca să producă bani. De-aia se face muzică pe bandă rulantă. Că casele de discuri, studiourile vor să facă bani. Cu ce? Cu ce se ascultă? Păi ce se ascultă? Manelele rup în ziua de azi. Hai să facem manele. Eu am acceptat de foame și de... lipsă de imagine ce aveam la început. După ce mi-am dat seama că lumea începe să mă cunoască, mi-am dat seama, bă, trebuie să fiu cât mai autentic, cât mai eu. Nu vreau să păcălesc cu oamenii că îmi place sau că fac ceva ce de fapt nu fac cu sufletul.
Și treaba asta a început pe parcurs să mă afecteze. Adică clar aș mai apărea într-o trapanea, pe viitor dacă ar fi. Dar în paralel, 90% să fi făcut ceva pe sufletul meu și acolo încă o piesă, odată la 9 piese pe sufletul meu, o piesă trapanea. De ce? Să ne mai, știi, să mai ne aventurăm puțin cu alte genuri, cu... de ce să nu? Să arătăm că se poate. Să arătăm că, bă, putem, putem să ne conectăm cu mai multe stiluri, putem să empatizăm, să ascultăm, să ne distrăm. Ce ți-ar plăcea să cânți? Mie mi-ar plăcea foarte mult rock, hip-hop ăsta, dar cel mai mult rock mi-ar plăcea. Mai multe feluri. Ce artiști preferați din zona rock ai? Păi mi-a plăcut foarte mult și am ascultat zilele trecute, eu rupeam rock-ul la 15-16 ani, așa. Disturbed. Așa. Three Days Grace, Metallica. Pentru că te-am întrebat asta pentru că eu acum am dat seama ce distanță uriașă, aproape imposibil de parcurs muzical vorbind între un om care ascultă Metallica și care rezonează și vibrează cu ei și cu genul trapanea, care e nu neapărat muzică. Vorbim de ritmuri și de o stare mai mult. Îmi dau seama că n-ai fost în zona ta de confort acolo. Nu, n-am fost. Niciodată. Da, măcar te-a dus o satisfacție materială să zici, bă, n-am... Satisfacție de imagine, atât. Absolut, o satisfacție nu. Și satisfacția de imagine s-a dus imediat, deci rămân fără nicio satisfacție din trapanele, pentru că imaginea am primit la televizor, m-a iubit lumea și mi-a bubuit toate paginile de socializare. La mine, foarte rapid, n-a mai fost vorba nici de imagine, nici de bani, nici de nimic. La mine a fost vorba doar de să mă ia lumea exact așa cum sunt, nu cum se vinde și cum se face marketingul la noi. Și atunci te întreb eu pe tine, cum ești tu? Cum sunt eu? Să mă ia lumea așa cum sunt. Ai zis fain. Ai zis foarte fain. Și când spui că să te ia lumea așa cum ești, cum ești tu? Cum vrei tu să te ia lumea? Adică să te ia ca omul, zi-mi tu, cu vorbele tale. Eu știu cum sunt eu. Eu sunt o chestie de moment, nu sunt cumva. Nu? Adică nu pot să zic că sunt alb sau negru. Sunt, am orice culoare, în funcție de context. Eu sunt omul momentului. Mă mulesc pe momente. Eu dacă mă pui să mă descriu, nu știu să mă descriu. Sunt Zani Dache și dacă mă enervezi, o să vezi. Dacă ne bucurăm împreună, o să vezi. Cum sunt eu? Sunt exact așa cum îmi dirigează momentul. Cum îmi cântă momentul, așa dansez eu. Ai zis că primești și că ai primit foarte multe mesaje. Aproape normal și logic. Ți-a rămas vreo unul întipărit în suflet? Să te influențezi acel mesaj oarecum? Sau cel mai fain mesaj pe care l-ai primit vreodată în online? Cam toate se aseamă. Dar nu prea citesc mesajele ca să mă bucur sau ca să le țin minte sau ca să mă motivez. Lumea cântă. Lumea mai mult e susținătoare de weekend. Și atâta timp cât... Ce fain ai zis. Mă uit în spate și ăia care m-au susținut în prima zi numai să acum și îl susțin pe altul care e pe val. Nu cred că trebuie să te îmbeți cu mesajele. Prima oară când ești la început, te îmbeți cu ele. Ce îmi scrie lumea, ce mă iubește lumea. Dar câți rămân peste 2 ani de zile din aia care ți-au scris? Niciun. Susținător de weekend. Știai asta de la început sau ți-ai dat seama după 2 ani? Nu, îmi dădeam seama. Îmi plăcea și mie să văd mesaje la început. Ha, scrie lumea, a început lumea să scrie. Am început să nu mai țin pasul cu mesajele. Wow, sunt sute. Wow, sunt mii. Wow, sunt zeci de mii de mesaje. După televiziune erau, nu puteam să citesc. Și am zis, mâine, poi, mâine, mai trece, răspui mâine, o săptămână, două, vine alt sezon Survivor, vine alt câștigător, alt concurenți și susținătorii și fanii fac acum surf pe mine, că eu sunt valul. M-am dus la mal, m-am risipit, vin alte valuri din larg, concurențe de anul viitor, unii mai faini, unii nu știu cum, nu știu cum, vine câștigătorul peste ei, lumea o să se ducă să facă surf pe următorul val, pleacă de la mal, surferii, așa sunt susținătorii. Dar de fapt m-a surprins puțin să-mi dau seama că ce am făcut eu la Survivor a rămas peste sezoane. Am fost chemat să prezint sezonul trecut, am fost chemat sezonul ăsta invitat ca antrenor la faimoși. Deci cumva, fără să mă implic și fără să mai dau eu taguri la Survivor, că toți concurenții asta făceau, lingeau în fund producția și toată emisiunea ca să mai apară și să mai fie și ei chemați, să-și aducă aminte lumea, îi mai pun pe Instagram. Ce dor mie să mai reamintească oamenilor că și ei au fost acolo. De ce? Că i-a uitat lumea. Eu nu prea mai pun și am fost chemat, am fost implicat în anumite de-astea
și îmi dau și o seama, îmi zice și lumea, și nu cred că trebuie să fiu prea modest în legătură cu asta, eu am fost survivor, n-a fost nimeni survivor cum am fost eu, pentru că nimeni din competiție și mulți oameni care vor să intre n-au cum să se compare cu mine. Pe lângă că am dus o viață grea și multă lume duce o viață grea, nu asta este, nu asta este esența și nu asta este bucata, elementul important din experiența aceea. Mentalitatea mea, cum am ieșit dintr-o viață grea, cum intru în experiența asta, cum mă compor cu oamenii, cum am format. Și asta este, mi se pare mie, o chestie cu care pot jongla foarte frumos, ce mă face pe mine super diferit de toată lumea care vrea să intre sau care a fost în Survivor, felul în care... Atitudinea. Atitudinea, mentalitatea, cum nu te vinzi pe o bucată de pâine, cum îți păstrezi fermitatea indiferent de ploaie, indiferent de orice. Acolo, la foamea aia mare, mulți erau gata oricând să te lingă în fund. Spune-mi tu mie, că și tu ai trăit momentele astea când ți era foame și ai zis bucata de pâine și totuși nu te-ai vândut pentru bucata de pâine. Cum faci în meseria asta să nu te vinzi chiar dacă ai nevoie de bucata aia de pâine? În meseria asta, ce muzica în asta? În showbiz. Da. Cum faci să nu te vinzi? Că e atât de plină piața de oameni. Eu nu știu cum faci să nu te vinzi, că eu nu știu cum e să te vinzi. Eu adică n-am ajuns în poziția în care să mi se dea o pâine și m-am gândit dacă o să iau sau nu. Nu ajung în poziția niciodată. Nu mă aventurez și nu mă întâlnesc cu oameni cu care nu mă cunosc. Nu sunt prezent niciodată la petrecerile astea de showbiz, de vedete. Unde am fost odată de două ori, că mă mai luau unii cu ei. Hai, Zani, că trebuie să fim prezenți aici, că se anunță nu știu ce chestii, în care poate eram implicat. Te ascultam acum și îmi dau seama că noi cumva ceva avem ceva în comun. Am și vreo 20 de ani din showbiz și te aud vorbind, mă aud pe mine la capitolul ăsta. Am urât toată viața mea, făcutul, zâmbitul frumos la cameră, la petreceri în care toată lumea mimează prietenia, mimează colegialitatea, că astea sunt niște lucruri extraordinar de grave. Și mimăm așa... Bună dispoziție. Dar de ce? Dar de ce să fac asta? De ce să facem asta? Că de asta mă întreb și eu mereu, bă, dar încerc să le găsesc o scuză, mă, de ce e lumea atât de lingușitoare, ăsta cred că e cuvântul. Adică tu, mintea ta, să știi că nu-ți place de toată lumea de acolo, dar te duci, nu te știi cu lumea. Și mă prefac că îmi place. Hai, story, te pup, fată, ce bine, ești îmbrăcată, adică nici nu pot să joc, să le mimez, că atât de scârbă mi este, doar când mă imaginez. Eu când mă duc acolo și văd, și vine la mine sau se mai pupă între ei, toată lumea cu hainele cele mai bune, unii cu haine împrumutate, pentru că ei au impresia că ăla e momentul în care ei trebuie să spargă, ăla e momentul în care s-ar putea să nu se știe. S-ar putea să și mă uit la ei și am întrebat pe ăștia cu care am fost. Și căutăm aici, vede. Hai că ne distrăm și le plăcea. Și eram, vedeți, ce trebuie să facem acum? Mă uitam la alții. Trebuie să intrăm și să ne salutăm stânga-dreapta cu toți, să ne pupăm, să ne cerem între noi favoruri, hai facem colaborare, zici și lola și lola, hai să ne postăm pe story-uri, că poate de la tine mai vin la mine 3 urmăritori. Și vere, asta la, e viața. La ce se rezumă lumea, zici că e o diarie, un bol mare cu diarie în mijlocul petrecerii, că cadă la super umed, toată lumea vine, exact așa mi se pare de scârbos, toată lumea vine cu lingurița și nu se mai prește de mâncat. Și zice că am mâncat tort. Da, și toată lumea ia din diaria aia, se uită unul altul ce bun e, dar de fapt nu-i place nimănui diaria aia, că sunt convins că dacă iau în particular între 4 ochi limităm aici, ce ai vrut să faci acolo? Care era? Ăla era e, n-am vrut să merg, dar mi-a mers, că să nu se supără tot ăla. Tot zic asta, da. Nu, că nu, n-avem ce căuta acolo, dar nici mie nu mi-a plăcut, dar... Adică ei nu-s de acord și ei poate au... Deci un om care judecă așa și care gândește așa, eu vă recunosc vouă celor care vă uitați, că eu îl văd prima dată. Ce am văzut eu la televizor și ce am citit și așa mai departe, e una când stai față în față cu omul, e altă chestie, îl descoperi altfel. Ce văd eu la tine? Tu ai niște lucruri foarte mișto. Indiferent de ce o să faci, faptul că nu te lași călcat în picioare de niște principii, de niște reguli, de niște lucruri total inutile, de dragul unei imagini, care și aia se termină în momentul care imaginea unei fotografii făcute la o petrecere se termină în secunda în care după tine a postat altă poză. Deci n-are rost, nu e o chestie, n-am făcut nimic glorios. Dacă tu ai înțeles lucrul ăsta, ai toate șansele să faci chiar mai mult decât ai făcut până acum.
Nu mă surprinde că te-au mai chemat la Survivor să mai faci și alte intervenții. Sunt și alți oameni care te văd cum ești tu. Te-am întrebat dacă știi cum te vede lumea. Să știi că există oameni care te văd exact așa cum vrei să fii tu văzut. Nu trebuie să te iubească toată lumea. Nu trebuie. Dar la un moment dat chiar m-am plecat și am zis, bă, chiar nu trebuie să fiu iubit de toată lumea. E ca și cum ai avea totul. Ce să faci cu totul? Unde îl pui? Vreau totul sau nimic. Păi și unde? Dacă ai totul, unde îl pui? Cu ce ești mai fericit? Zi-mi, care e zona ta de confort? Unde te tragi tu când n-ai chef de nimic, de nimeni, de zona ta cu mintea aia în care ești tu cu ale tale și atât? Bă, casă. Casă. Te uiți la televizor, citești, asculti muzică. Nu mă uit la televizor, nu citesc. Foarte bine. Nici muzică nu prea ascult. Ceva, mă duc acasă, poate mă joc pe PS, exact, o chestie de aia super terminată de te joci pe calculator. Ca să făceam la cămin, îmi plăceam să mă joc la calculator. Chestia aia ce mă deconecta așa. Mă duc acasă, stau frumos, îmi chem o gagică. Stăm frumos, bem un cafea, mai tund iarba, îmi găsesc de lucruri în casă. Cum se zice? Low? Pe chill? Pe... Exact. Doar eu cu cineva? Atât. Dacă n-am chef de nimeni, exact asta fac. Mă închid o perioadă în casă, dar nu ca și cum eu aș ieși. Eu nu prea am mai ieșit din casă din luna decembrie. Nu-ți place sau nu e... N-am cu cine, că toată lumea e... Zani, hai pe afară că e petrecere și mic e rău de tot. Vin niște p***ule rău de tot. Mamă, iau cocaină. Super. Și eu zic, mă, vire, voi sunteți handicapați, deja ne știm de atâta timp. Când vreodată mă inviți pe mine la așa ceva și mă vezi că îți zâmbesc înapoi, mamă, ce tare, mergem. Hai, Zani, că mergem la mare, la Constanța, în Vama Veche, și eu, bine, eu le răspund altcumva, mă cac pe gagicile tale, mă cac pe Vama Veche, mă cac pe drogurile voastre. Hai, mă, Zani, vino și tu, că o să fie multă lume, o să fie mulți artiști cunoscuți. Mă cac pe fața lor, să-mi spui mie așa ceva. Păi eu de-aia vin, că aveți voi droguri, că acolo, toate aburite, dar așteaptă să fie luate la 5 dimineața bete acasă, să le dai puțin, să te afișezi cu ele puțin. Adică de ce aș vrea acolo ceva? Bine, și cred că la mine e altceva. Eu nu pun pres pe plăcerile astea de moment, dar absolut deloc. Ce mă făcea să mă simt bine la 15 ani și am văzut după că durează doar o zi sau doar o seară sau doar cât te îmbătai sau consumai ceva, mi-am dat seama că nu-i pentru mine. De ce? Am zis, bă, eu nu sunt pentru plăceri de moment. Că atât de trist sunt și atât de nemulțumit cu viața mea, încât trebuie să fac ceva să dureze. Și de atunci mi-am dat seama că drogurile nu sunt pentru mine, țigările, adică eram super mic când mi-am format mentalitatea asta și tot ce este de durată și sunt totul superficial, stupefiante, sunt departe de ele, că nu sunt eu să mă lipesc de așa ceva, nu se lipesc de mine. Nu. Și tot ce aud în stânga și în dreapta, mama, a apărut Adidas și ea mult și cât costă? 1000 și ceva de euro. De ce mi-ai spune mie așa ceva? Mamă, Zani, ce s-au drogat ăia? Ai dat 1000 de euro pe pereche de Adidas? Niciodată. Doar dacă aș fi miliardar. Am zis, dacă sunt banii ăia de, bă, nu poate să-i numere nici dacă mi-au 100 de oameni, atunci da. Adică dacă aș da 0,000 nu știu cât la sută pe o pereche de Adidas... Ești zgârcit sau cumpătat? Cumpătat, foarte cumpătat. De ce am zis zgârcit, nu? Că da, zgârcit. Dacă am de unde să dau, dau. Nu sunt zgârcit. Sunt super chipzuit cu banii, ba, la șosetă, adânc, în vârful șosetă, să nu-i mai văd niciodată. Dai bani împrumut? Niciodată nu iau, nu dau. Asta e regula mea de când sunt la cămin. Ai puțin prieten, dar și aia pe care i-ai, i-ai... Nu prea am prieten. Adică eu oamenii în viața mea nici nu-i numesc prieten, nu există prieten. Simți că ai vrea? Simți că ai avea nevoie de oameni pe care să-i numești prieteni? Bă, da, de ce să te mint? Că ai zice că sunt insensibil, rece lumea și aici. Nu, chiar aș simt. Nu, eu nu zic că ești insensibil. Aș vrea să am gașcă mare, aș vrea să meargă totul pe încredere. Aș vrea ca oamenii dintr-o gașcă să nu... Eu nu zic că ești insensibil, eu zic că ești un om care și-a dat seama că nu trebuie să-și risipească sensibilitatea, prietenia, dragostea, așa, iurea. Da. Mai conservat, așa, mai reticent. De ce? Că nu e ceea ce se vede. Nu e. Eu sunt convins că vei avea parte de lucruri frumoase în viață. N-ai de ce să ai parte de lucruri rele. Ai o atitudine bună, ești un om pozitiv, ești deschis către lucruri faine. Am putea sta de vorbă mult și bine, dar cine știe că poate după întâlnirea asta ne împrietenim.
Mie mi-ar plăcea lucrul ăsta. Zanidache, Zani, pentru cei care îl consideră prieten sau care se lipesc de el și spun prieten, e, așa cum îl văd eu, e un copil cu experiență de om mare și cu o viață de început într-un fel și continuată într-un alt fel. Unul din care sunt convins eu că o să-i fie bine pe viitor. Trebuie. Nu? Trebuie. Nu trebuie nimic. Trebuie. Trebuie să-ți fie bine, pentru că îmi doresc foarte mult asta pentru tine. Meriți pentru sufletul tău, care se vede mai, mai tare decât orice. Domnilor și domnilor, până data viitoare, când ne vedem cu alți oameni frumoși, să aveți parte numai de bine.